Înainte avem din nou partide, vor fi 4 zile de fotbal la campionat cu un meci mai puțin atractiv, acest Croația-Danemarca, dar remarcăm faptul că meciuri tari sunt puse de la ora 5. Franța-Argentina în prima zi, duminică Spania-Rusia, luni Brazilia-Mexic și marți Suedia-Elveția, iarăși un meci prost pus de data aceasta la o oră ceva mai devreme. Ziua de luni se încheie cu Belgia-Japonia. Aici o partidă pare evident dezechilibrată, în sensul că nu ne așteptăm la foarte multe din partea japonezilor, iar marți totul se încheie, adică faza optimilor de finală se încheie cu întâlnirea între Columbia și Anglia, meci interesant după mine. Practic Franța-Argentina, deschiderea și închiderea optimilor de finală, Columbia-Anglia sunt partide ce vor fi așteptate cu sufletul la gură. Ei bine, vreau să vă spun că în privința zilei de ieri, emisiunii anterioare, lucrurile sunt pe drumul cel bun în ceea ce privește biletul zilei, dar și evident o serie de alte pronosticuri corecte. Shamrock Rovers, Derry City, am avut cel puțin două goluri în meci, două goluri s-au dat până la urmă, așadar bine că n-am riscat mai mult. Drogheda, Cobb Ramblers, gazdele să câștige cel puțin o repriză, 1-34, au câștigat chiar meciul cei de la Drogheda, 2-1. Și mai avem în această noapte Minnesota cu Dallas, 2-6 goluri. Partida se desfășoară la ora 3 noaptea, ora României. E bine, în privința sferturilor de finală, haideți să aruncăm o privire. Învingătoarea dintre Uruguay și Portugalia va întâlni învingătoarea dintre Franța și Argentina. Așadar, două partide tari, cel puțin prin numele echipelor care le vor disputa, Uruguay, Portugalia și Franța, Argentina, apoi câștigătoarele din aceste partide se duelează în sferturile de finală. Ar fi cam cel mai echilibrat traseu, pentru că restul par ceva mai accesibile. Spre exemplu, Belgia, Japonia și Brazilia, Mexic își vor disputa iarăși un loc în semifinale. În partea de jos a tabloului avem Spania, Rusia, Croația, Danemarca. Învingătoarele joacă în sferturile de finală, iar ultimele partide sunt Suedia, Elveția. Practic Suedia și Elveția vor întâlni, una dintre ele, vor întâlni câștigătoarea dintre Columbia și Anglia. În zilele care urmează, vă spuneam, vor fi 4 zile de meciuri. Probabil mulți dintre dumneavoastră vor alege să facă bilete pe mai multe zile. Cam asta e șansa pariorului la campionatul mondial, pentru că sunt puțini cei care pariază punctual pe un meci, pe un eveniment, însă aceasta nu este deloc o strategie greșită, pentru că ne aducem aminte din emisiuni mai vechi, emisiuni de acum câțiva ani, când vă spuneam că totuși cele mai mari șanse de câștig le au cei care pariază punctual, adică pe câte un meci pe bilet. Și aici, ca să vă dau un exemplu, aveam în urmă cu câțiva ani un amic care locuia în Spania și care avea obiceiul să parieze în felul acesta. Nu paria sume mari, oamenii ne întreabă, bine, domne, ce câștig că pariez pe un singur pariu o sumă modică, da, un euro, să zic, 2 euro și așa mai departe. Bine, băiatul ăsta de care vă spun mi-a arătat lista lui de câștiguri și chiar dacă paria, să zicem, un euro și câștiga un euro jumate sau paria 2 euro și câștiga 3 euro și așa mai departe, la sfârșitul lunii, când făcea bilanțul retragerilor, el își retrăgea în fiecare zi banii pe care îi câștiga, avea vreo 2000 și ceva de euro. Așadar, nu neglijați această posibilitate, dar în același timp gândiți-vă întotdeauna care este cel mai bun mod de a paria din punctul dumneavoastră propriu personal. Pentru că fiecare strategie, fiecare modalitate de a aborda pariurile și nu numai, evident, trebuie personalizată. În privința zilei de mâine,
Cei care ne-ați urmărit în ediția precedentă, adică ieri, probabil știți că am analizat cele două dispute, Franța-Argentina și Uruguay-Portugalia, însă le vom relua cu alte ponturi pe care colegii mei de la site-ul pariuri1x2.ro mi le-au oferit. Punturile mele de ieri o să vi le spun din nou, iar emisiunea evident e disponibilă atât pe pagina de Facebook cât și pe canalul nostru de YouTube. Apropo de Facebook, vă aștept acolo să îmi trimiteți mesaje, să îmi trimiteți sugestii, pronosticuri și așa mai departe, chiar și critici. Evident, nu ne ferim de critici în munca noastră. Ele sunt constructive și atât timp cât ele sunt făcute cu respect, da, limitele bunului simț, nu au de ce să ne deranjeze. Pornim la drum, prieteni, și vorbim de o partidă care se dispută duminică, luni, Brazilia-Mexic, luni de la ora 17. Așadar, partida dintre Brazilia și Mexic este meciul pe care noi l-am considerat meciul weekendului. Asta în condițiile în care vă spuneam partidele de sâmbătă au fost deja analizate ieri. Vom reveni și cu acestea. Brazilia-Mexic pare la prima vedere o întâlnire de ambele marchează. Un GG care e cotat foarte, foarte bine la Unibet, o cotă de 2.12. Mie mi-a plăcut, mi-a atras atenția imediat această cotă. Iar în privința calificării, să știți, am verificat cotele Unibet, 1.22 pentru calificarea Braziliei, respectiv 4.30 pentru calificarea mexicanilor. E bine, haideți să vedem pentru început care sunt variantele pentru 1x2. Victoria Braziliei are cota 1.50, egalul cota 4 și victoria mexicanilor o cotă de 7.50. Acum mă pun în pielea cuiva care vrea să parieze pe Brazilia și 10 lei paria, spre exemplu, ne-ar aduce un câștig de 15 lei, ceea ce ar însemna vreun euro câștigat, ceea ce, până la urmă, nu e deloc de neglijat. Dintr-un meci, un câștig, iată, destul de facil. Sincer, nu cred că Mexicul va face față brazilienilor, nu că Brazilia a impresionat până acum, mai degrabă a dezamăgit, însă mexicanii au multe probleme. Jocul lor este unul de contraatac, așa cum ați văzut, cel mai eficient mexicanii s-au exprimat atunci când au efectuat un astfel de joc, apărare, pressing și contraatac. Cu Brazilia s-ar putea să le meargă mai puțin, pentru că brazilienii sunt destul de bine organizați în defensivă și cred că lucrul acesta îi va face câștigător pe brazilieni. E bine, Mexicul a terminat grupa F pe locul 2 după Suedia cu multe emoții, însă faptul că Germania a ratat calificarea a împins naționala mexicană către optimile de finală. 0-3 cu suedezii în partida din etapa 3 a grupelor, în vreme ce Brazilia și-a câștigat grupa deloc lejer, a făcut 7 puncte în final. Brazilia a fost urmată de Elveția. Brazilia a început campionatul mondial cu acel meci surprinzător, 1-1 contra elvețienilor, la capătul unei partide destul de dezamăgitoare. Apoi a venit victoria cu Costa Rica, o victorie muncită, obținută în minutele de prelungire, și din nou 2-0 contra Serbiei, de data aceasta brazilienii exprimându-se ceva mai consistent. Ne-am mai selectat câteva cote din oferta Unibet pentru această dispută. Poate vă interesează și aceste variante. Gol în ambele reprize, cota 1.76. Peste 9,5 cornere meci, adică cel puțin 10 cornere meci, o cotă de 1.84. Și Mexic se ia cel puțin 3 cartonașe de orice culoare, o cotă de 2.12. Bună această ultimă cotă. Să ne aducem aminte că mexicanii vor fi echipa care are șanse mai mici de a se califica și în consecință ar putea practica un joc un pic mai aspru, un pic mai dur. Vă spuneam, sunt ceva noutăți la brazilieni.
Așa cum știm, Douglas Costa este accidentat, șanse mari ca acesta să nu mai evolueze la turneul final, dar în continuare probleme pentru Danilo, incert pentru partida de luni, și pentru Marcelo, care, ne aducem aminte, a ieșit accidentat încă din primele minute ale disputei cu Serbia. Sunt în rest echipe previzibile. Brazilia nu face mari schimbări. Hector Moreno lipsește la mexicani, fundașul. Pontul pentru această partidă este ponturile, de fapt, sunt următoarele. Coutinho să marcheze. Brazilia să aibă două cornere mai mult decât adversarul său, o cotă de 1.58, și iată, putem folosi această cotă pe un bilet. Mergem la cealaltă partidă care ne-a atras atenția, este vorba de întâlnirea între Rusia și Spania. Duminică avem această dispută, două echipe de la care, sincer, nu știi foarte bine la ce să te aștepți, pentru că rușii au capotat, aș spune, lamentabil în etapa a treia a grupelor contra Uruguaiului, 0-3, în vreme ce spaniolii s-au chinuit teribil, nu doar în ultimul meci, rușii n-au avut probleme în primele două meciuri, ci și în celelalte partide. Au început cu un 3-3 cu Portugalia, pentru ca mai apoi să câștige în fața Iranului, singura victorie pe care a obținut-o în grupe naționale a Spaniei, 1-0, și egalul cu Maroc, smuls cu multe, multe emoții. Evident, Spania nu e în apele ei la acest turneu. Se pare că demiterea lui Lopetegui a lăsat urme, a destabilizat echipa. Hierro nu este omul care să poată ține sub control această națională, și au apărut și, să spunem, zvonurile răuvoitoare. Spre exemplu, De Gea era anunțat rezervă pentru această partidă, în condițiile în care Reina este accidentat, iar Kepa, jucătorul de Atletico Bilbao, părea să fie titular. E bine, a fost doar un zvon. Hierro a spus că nu se pune problema, De Gea va fi în poartă. Victoria Spaniei are 1.60 și probabil vor fi destul de mulți tentați de această cotă. 6.70 cota Rusiei și egalul 3.85. Am mai selectat câteva variante pentru această dispută. Cel puțin 8 șuturi pe poartă. Spania câștigă și are cele mai multe cornere, 1.85 aici cota, și nu marchează ambele formații, și peste 9.5 cornere, o cotă de 3.75. Poate vă interesează un astfel de pronostic. E bine, pauză sau final 1 este pronosticul pe care vi-l propunem. Cred că puteți încerca un pariu pe naționala Spaniei, dar vă spun că mai prudent este pauză sau final 1 decât unul solist, pentru că până la urmă rușii au avantajul terenului propriu, toți suporteri în spate și poate, cine știe, și arbitrajul. Cam atât despre aceste meciuri considerate vedetă de către noi. Haideți să vedem acum ce comentarii găsim pe pagina noastră de Facebook, acolo unde vă invit, putem realiza împreună o parte a emisiunii. Așa cum știți, comentariile sunt binevenite. Dați-mi voie să vă citesc câteva dintre acestea. Ne întreabă unul dintre telespectatori de ce nu a primit notificare privind emisiunea de astăzi. Asta este unul din avantajele pe care le aveți, prieteni, dacă vă abonați la pagina noastră de Facebook, pentru că veți primi de fiecare dată câte o astfel de notificare de fiecare dată când emisiunea noastră este live. Și mai mult de atât, cei care ne urmăresc site-ul pariuri1x2.ro probabil au observat numărul mare de tentații care există acolo, nu doar ponturile în sine, pentru că ponturile sunt de departe atracția numărul 1, dar de asemenea și lungul șir de
premii, de concursuri, de oportunități pe care le găsiți acolo. Avem statistici, avem o pagină dedicată special campionatului mondial cu toate lucrurile care s-au întâmplat până acum și de asemenea o pagină pe care veți găsi clasamente, veți găsi avancronici ale meciurilor și multe alte lucruri de acest fel. E bine, meciurile din faza optimilor de finală sunt unele în care favoritele ar putea să treacă fără mari probleme. Și când mă refer la favorite, mă gândesc la Brazilia, spre exemplu, care are această partidă cu mexicanii. După mine, diferență mare de două clase între cele două formații. Spania-Rusia, din păcate Spania s-a sabotat singură și aici nu pot vorbi de o favorită. Franța, mare favorită cu Argentina, dacă mă întrebați pe mine, o să vă povestesc puțin mai târziu. San Paoli declara că argentinienii vor intra cu